Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți. După o lună de pauză, emisiunea 360 Medical revine în casele dumneavoastră duminică de duminică, de la aceeași oră, 13, în același format cu care v-am obișnuit deja. Îl salut și pe invitatul meu permanent, Nicolae Cotin, medic epidemiolog și specialist în politici de sănătate publică. Vă mulțumesc pentru prezență, ca de obicei. Bună ziua, domnule doctor, bine v-am regăsit. Dăm startul așadar astăzi unui nou sezon al emisiunii, îndreptându-ne atenția spre pacientul bolnav de cancer, poate cea mai vulnerabilă categorie de pacienți, și vom face referire în special o anumită categorie de cancere astăzi, și anume la cancerele cutanate. Mai ales că venim după un sezon estival destul de generos, cu mult soare și temperaturi ridicate, iar mulți dintre noi nu cunosc toate pericolele pe care le ascunde expunerea îndelungată la soare, sau, în cazul celor care le cunosc, le ignoră de foarte multe ori. Mi se alătură acestei dezbateri și Cezar Irimia, este președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. Vă mulțumesc tare mult, domnule Irimia, pentru că sunteți alături de noi. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Vom privi această problemă prin ochii pacienților bolnavi de cancer. Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe 360 Medical. Cancerul care este denumit în momentul de față boala secolului 20 continuă să afecteze milioane de oameni în ciuda progreselor uriașe făcute de știința medicală în ceea ce privește tratamentul numeroaselor de tipuri cunoscute. Această afecțiune este descrisă încă din antichitate, dar odată cu dezvoltarea societății umane, ea a devenit din ce în ce mai frecventă și mai diversă. Desigur, numărul tot mai mare de cazuri se datorează sau este cauzat de posibilitățile avansate de diagnostic, care în trecut nu existau, iar multe dintre cazuri au decedat fără a fi diagnosticate. Sunt de asemenea foarte mulți alți factori care duc la acest diagnostic teribil numit cancer, și o să începem să discutăm, adresându-mă domnului doctor Fotin pentru început. Cum percepe populația, domnule doctor Fotin, această accelerare a apariției cazurilor de cancer în forme și localizări tot mai severe și la o vârstă tot mai fragedă, observăm? Răspunsul care ar putea să fie de confuz de diagnostic, percepția nu poate fi legată decât de sentimente precum teamă, nesiguranța. Vă întrerup puțin, vă rog frumos să vă rețineți ideea. Mergem la Palatul Victoria, îl urmărim pe premierul Florin Cîțu. Fiecare zi. Măștile, cei de la Direcția de Sănătate Publică, măștile trebuie să fie în stocuri și să ajungă la școli. Avem destule măști în acest moment. Dacă este nevoie, vom mai suplimenta. În același timp, mai avem o situație care trebuie rezolvată cât mai repede. Informații pe care le am în acest moment sunt 253 de școli în care nu sunt asigurate măsuri igienico-sanitare. Cele mai multe în Dolj, 36, Arad, 33, București, 28 și în Buzău. Trebuie rezolvată această situație cât mai rapid. Mai avem 53 de școli care nu au asigurate materiale de curățenie, igienă și dezinfecție. Acestea sunt în unități de învățământ din Dâmbovița, Giurgiu, Timișoara și București, la fel, cât mai rapid. Și mai sunt 139 de școli care au probleme cu instalațiile de încălzire, în Bacău, Timișoara, Hunedoara și Constanța. Și aici vă spun că nu ne jucăm. O să vină frigul și nu putem să-i ținem pe copii în astfel de condiții. Această situație trebuie remediată. În ceea ce privește situația epidemiologică, știți foarte bine, din păcate, că suntem pe o pantă ascendentă. Avem câteva județe unde situația este deja îngrijorătoare și incidența a sărit de 2 la 1000. Bistrița Săud și Ilfov sunt deja aproape de, sunt peste, chiar ajung la 3 la 1000. Aici clar trebuie să vedem ce soluții vom lua în perioada următoare și cum ne asigurăm că toate măsurile sunt respectate. Și la final, doar o simplă notă.
O scurtă mențiune, au fost mai multe discuții legate de plecarea unor prefecți. Vreau să fie foarte clar, cei care au preluat atribuțiile au toată responsabilitatea și nu accept nicio scuză când e vorba de siguranța copiilor. Mai sunt două lucruri pe care vreau să le menționez, mi-au fost aduse în atenție. Sunt nunți programate în perioada următoare, în zone unde deja se vede că ajungem la 3 la mie. Propunerea mea și domnul Raed Arafat, aș vrea să ne asigurăm că aceste nunți nu sunt anulate și ar trebui să facem, să folosim certificatul verde pentru aceste nunți, dacă se poate, ca să oamenii nu pot să-și mai modifice data de la o săptămână la alta. Și atunci aș propune pentru nunțile care sunt deja programate și sunt în zone unde incidența crește, să folosim certificatul verde. Și în același timp, pentru că toți suntem astăzi aici cu toții, aș vrea să vorbim puțin de situația ATI. Ce se întâmplă? Avem deja 600 de persoane. Ultima informare pe care o aveam, aveam ca număr de paturi disponibile 860 de paturi. Aș vrea cât mai repede să revenim la 1600 de paturi disponibile pentru secțiile ATI. Dacă este nevoie de, și de intervenția mea, îmi spuneți, dar știu foarte bine că putem să ajungem la 1600 de paturi. Aș vrea să-mi spuneți cum și când se va ajunge acolo. Da, l-am urmărit pe premierul Florin Câțu, un discurs în debutul ședinței videoconferinței pe care o are la această oră cu toți prefecții din țară și cu șefilor direcțiilor de sănătate publică cu privire la debutul de an școlar. Am văzut, s-a discutat puțin și despre ceea ce se va întâmpla cu petrecerile deja organizate, planificate în localitățile care vor intra în scenariul roșu. Va fi nevoie de acel certificat COVID pentru ca persoanele invitate să poată participa la petrecere. Revenim acum la discuția noastră pe teme medicale și vorbeam despre ceea ce se întâmplă cu pacienții bolnavi de cancer și despre modul în care această boală debutează la nivel național și nu numai, la nivel global, pentru că s-a schimbat foarte mult modul în care este diagnosticată această boală, s-a schimbat incidența pacienților, media de vârstă a celor care sunt diagnosticați cu această boală. Domnule doctor Fotin, vorbeam despre cum percepe populația această accelerare a cazurilor de diagnosticare cu cancer. Cum ați menționat în debutul emisiunii, sigur că evoluția științelor medicale care a asigurat pe de o parte posibilitatea diagnosticării multor forme de neoplazii care în trecut nu erau cunoscute, dar și evoluția din perspectiva asigurării tratamentelor face ca percepția să rămână totuși aceea în contextul, în aria de sentimente legate de teamă și de nesiguranță. Sigur că trăim într-o lume cu acces la informație. Pacienții au acum acces la o multitudine de posibilități de a se informa în legătură cu, inclusiv cu această boală. De asemenea, cunosc faptul că o supraviețuire asigurată în zilele noastre pentru neoplazii de cele mai multe ori a ajuns să fie similară cu o boală cronică, în sensul că supraviețuirea crește sau a crescut cu 10 de ani, asigurând pacienților o calitate a vieții aproape normală. Cu toate acestea, este important să nu lăsăm, ca să zic așa, armele jos. Și chiar dacă avem acces la astfel de informații, chiar dacă metodele diagnostice și de tratament au ajuns la un nivel care asigură această supraviețuire despre care vorbeam, este importantă prevenția, este importantă, pentru că astăzi avem o emisiune legată de o patologie cutanată, legată de expunerea la soare, să continuăm să avem un comportament preventiv
legat de... Domnule Cezar Irimia, cum văd pacienții oncologici ce se întâmplă în medicină în ultimii ani? Ne auzim, domnule Irimia, cred că aveți microfonul oprit. Vreau să verificați. Cred că acum ne auzim. Nu, cred da, că da, de la da. Este acum, problema. Acum ne auzim, vă rog, vă rog, răspundeți deci pacienții la întrebare. Oncologici, pacienții oncologici privesc cu speranță, văzând dinamica din cercetarea medicală și noile descoperiri în domeniu. Bolnavii noștri sunt din ce în ce mai bine informați și sunt foarte bine organizați. Dovadă federația noastră care depune eforturi împreună cu decidenții pentru accesul la medicație, la tratamente inovatoare, dar și la investigații timpurii privind această patologie. Fiindcă s-a vorbit mai înainte despre radiațiile UV, trebuie să vă informez că și noi am avut de-a lungul anilor o campanie denumită Un viitor fără pată și nu mă refer la politicieni, ci la pacienți aici, la cetățeni, o campanie care a dat rezultate prin informarea cetățenilor în primul rând, pentru a se prezenta la medic la orice suspiciune de acest gen, la orice leziune la nivelul pielii și privind expunerea prelungită la soare. Noi știm cât de important este accesul pacienților la tratamentele moderne, eficiente și mai puțin toxice aduse la lumină de biotehnologie și imunologie în ultimii ani. Deci speranța noastră a crescut privind supraviețuirea, dar și calitatea vieții noastre. Aș vrea să-l întreb pe domnul doctor Fotin, referitor la ceea ce spuneam în debutul emisiunii, faptul că am traversat un val puternic de căldură. Domnul Cezar Irimia este un pacient diagnosticat cu cancer cutanat. Despre aplicat, despre cancerele cutanate non-melanom, sunt acestea mai puțin periculoase decât alte tipuri de cancer? Tocmai pentru că vorbim de singurul tip de cancer care este la vedere, dacă îmi permiteți această exprimare. Da, domnul Cezar Irimia este un supraviețuitor al acestei patologii. Știm de la Charles Darwin, de exemplu, că pentru a supraviețui nu este nevoie, nu supraviețuie sau nu rezistă bine, mai bine organismele puternice sau mai inteligente, ci cele care se adaptează mai ușor. În acest context în care vedem schimbările climatice și am văzut vara aceasta rezultatul acestor schimbări, reprezintă amenințarea dacă vorbim de pielea noastră, de patologiile cutanate. Cu cât un organism se adaptează mai repede, cu atât este mai puțin afectat de riscurile de a dezvolta o astfel de patologie. De aceea este importantă atitudinea preventivă în acest caz. Ca să vă răspund la întrebare, nu putem vorbi de un cancer bun. Ele pot fi clasificate, să spunem popular, în cancere mai bune sau mai rele, dar referindu-ne la evoluția acestora sau la agresivitatea lor. Există forme de cancer cutanat, cum este carcinomul spinocelular sau cel bazocelular, care au o evoluție mai lentă, se întind pe perioade mai lungi de timp și au o agresivitate mai scăzută dacă le comparăm cu melanomul malign, de exemplu, care este o tumoră cutanată destul de agresivă. Riscul acestei evoluții mai îndelungate este acela de a înșela pacientul, ajungând sau prelungind timpul în care acesta se adresează unui specialist. De altfel, în România, pe baza datelor existente, cele mai multe forme de carcinoame cutanate sunt forme târzii, forme avansate de boală, pentru că pacienții se adresează târziu medicului specialist. Această adresabilitate târzie conduce la, evident, la necesitatea aplicării unor tratamente mai complexe,
la avansări locale sau regionale ale acestor tipuri de cancere care pot fi mutilante, pot fi destul de agresive cu pacientul, ducând până la urmă chiar la deces. Prin urmare, niciun tip de cancer nu putem spune că este unul bun, chiar dacă, repet, evoluția acestora permite un timp mai lung până să devină cu adevărat o problemă. Domnule Irimia, care ar fi percepția dumneavoastră ca pacient cu privire la o astfel de împărțire, cu atât mai mult cu cât dumneavoastră a trăit deja experiența unui pacient diagnosticat cu cancer? Da, un cancer este un cancer, este clar, și pentru cel neavizat, dar și pentru cei cu o pregătire medicală chiar, dar și cu studii superioare, educați din punct de vedere sanitar, este înfricoșător, înspăimântător. Cancerul rămâne un cancer. Mi-este foarte greu să vorbesc după domnul doctor Fotin, este un specialist, dar o să încerc din punctul meu de vedere al pacientului, trecut prin asemenea încercări despre acest cancer. Foarte important este momentul depistării, așa cum s-a întâmplat și la mine. Bineînțeles, eu având informația, ocupându-mă de pacienții cu cancer din România, și m-am prezentat la timp la medic, așa că intervenția chirurgicală a fost curabilă. Nu a mai fost nevoie de alte tratamente, așa că uitați un exemplu de 11 ani, supraviețuiesc, iar calitatea vieții mele este una normală a unui cetățean normal. Este mult până ne vom alinia țărilor europene din acest punct de vedere al depistării precoce a cancerilor cutanate, pentru că nu avem niciun program de screening, nu avem o legislație corespunzătoare acestei forme de cancer, care poate fi încadrată și la cancere de muncă, adică cu siguranță cei care muncesc expuși la soare, în construcție, în agricultură și fac asemenea forme de cancer, ar trebui să fie încadrată într-o boală profesională. Dar toate aceste lucruri, prin dialog cu autoritățile, să sperăm că le vom rezolva și că ne vom alinia clar țărilor europene, care sunt mult înaintea noastră din acest punct de vedere. Dar până la urmă, așa cum a spus și domnul doctor, prevenția este cea care te poate absolvi de traume ulterioare, mutilări fizice, așa că nu pot decât să recomand ca fiecare cetățean, atunci când se sesizează la nivel cutanat o anomalie, să spunem, trebuie să se prezinte la medicul dermatolog, că numai asta îl poate salva de lucruri urâte ulterior. Absolut de acord cu dumneavoastră și este foarte important să fim conștienți de faptul că doar prin prevenție putem să scăpăm de anumite încercări pe care deseori ni le aduce viața. O să mergem într-o foarte scurtă pauză de publicitate, după care o să discutăm puțin și despre ceea ce dumneavoastră doar ați amintit, despre lipsa unor programe de prevenție, unor programe de conștientizare la nivelul României, care probabil ar schimba într-un fel lucrurile, pentru că, vă spuneam, asistăm în momentul de față la o accelerare a numărului de cazuri de cancer depistate și a numărului de cancere de piele non-melanom diagnosticate. Ne întoarcem în câteva minute și continuăm discuțiile. Am revenit în direct și continuăm discuția despre cancerul cutanat non-melanom și vă promiteam înainte de pauza de publicitate că vom dezbate puțin această problemă a prevenției și a conștientizării, în primul rând, al populației despre riscurile pe care le are expunerea îndelungată la soare, toți factorii aceștia externi care contribuie sau care favorizează apariția acestui tip de cancer de piele. Domnule doctor Fotin, vă rog.
Legat de cancerele de piele, trebuie să menționăm câteva aspecte. Sunt patologii clasificate în funcție de tipul de celulă afectat. Cancerul cutanat la populația albă, de exemplu, este cel mai frecvent tip de cancer și reprezintă o treime din totalitatea tipurilor de cancere. Carcinomul bazocelular este cel mai frecvent dintre el, 75% din totalul celor cutanate, urmat de carcinomul spinocelular, așa cum spuneam mai devreme. Desigur, mai sunt și altele, de exemplu, melanomul malign, care este deja cea mai agresivă formă de cancer și despre care vom discuta într-o emisiune dedicată acestui tip de neoplazie. Legat de prevenție, sigur că ca să poți face prevenție ai nevoie de date. Sunt bine cunoscute aspectele legate de evoluția pe care și dumneavoastră ați menționat-o, a incidenței urmare, expunerii, comportamentelor de expunere preventive la radiațiile ultraviolete. Pentru a ști însă structura, incidența, numărul de cazuri noi, prevalențele dintr-o populație legate de tipurile anatomopatologice de cancere cutanate, ai nevoie de date. Din păcate, în România nu există un registru al cancerelor de piele, el este în, să zic așa, în dezvoltare de către specialiștii dermatologi din România, dar acest aspect nu împiedică nici pe noi ca cetățenii să avem o atitudine preventivă din acest aspect, din această perspectivă, nici autoritățile să determine campanii de conștientizare care să limiteze sau să prevină apariția unor astfel de tipuri de neoplazie. O să mai mergem într-o scurtă pauză de publicitate, să ne rămână mai mult timp pentru ultima parte, pentru concluzii. Aș vrea să ne povestească puțin domnul Cezar Irimia, după pauza de publicitate, despre cât de dificil de tratat a fost cazul domniei sale de cancer și vom discuta și despre tratamentele care există în România în momentul de față pentru cancerele de piele. Revenim în câteva minute și continuăm discuțiile. Am revenit în direct pentru ultima parte a emisiunii și continuăm să discutăm despre cancerele cutanate, nu melanom. Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, este în legătură telefonică, în legătură video directă în continuare. Și vă promiteam că vom afla de la domnul Irimia cât de dificil a fost cazul domniei sale de tratat. A fost greu de tratat, domnule Irimia, cancerul de care dumneavoastră a suferit și v-aș întreba și dacă există tratament, dacă vi s-a părut că tipul de tratament folosit a fost suficient de eficient și dacă în momentul în care ați depistat această formă de cancer considerați că 100% se vor rezolva problemele în cazul dumneavoastră? Da, pot spune că sunt un exemplu viu, deoarece am avut informația privind aceste forme de cancer. M-am prezentat la timp la medic și clar că intervenția chirurgicală a fost curabilă. Deci am fost un norocos din punctul acesta de vedere, dar având, repet și subliniez acest lucru, având informația despre aceste forme de cancer. Orice formă de cancer cutanată non-melanic este vindecabilă dacă este descoperită la timp. Bineînțeles, așa cum a spus și domnul doctor Fotin, avem și cancere mai agresive, așa cum e melanomul metastazat și unde
intervenția chirurgicală poate fi tardivă sau trebuie combinată cu tratamente la care avem și noi acces în România astăzi, chiar tratamentul care a revoluționat oncologia, imunoterapia. Dar nu trebuie să ajungem aici, pentru că, așa cum spunea un profesor, un gram de prevenție este echivalent cu o tonă de medicamente. Orice cetățean care descoperă leziune la nivel cutanat, chiar dacă nu doare, chiar dacă nu îl deranjează, trebuie să se prezinte la medic. Actualmente pot fi făcute și fotografii, fiecare are un telefon mobil și trimis fotografia medicului dermatolog. Deci tehnologia a ușurat cumva viața pacientului, să spunem, cu asemenea risc prin expunerea la soare, pentru a se prezenta la medic doar cu o fotografie sau să trimită această fotografie medicului dermatolog. Și dar este informația foarte important, este esențială. Este foarte important, exact, să acționăm de îndată ce vedem anumite modificări. Asta trebuie să înțeleagă cei care ne urmăresc. La nivelul pielii, nu? Corect, corect. Putem spune despre expunerea la soare, soare bun, soare rău, dar stă în puterea noastră să ne informăm și să știm foarte bine că expunerea prelungită la soare poate aduce necazuri. Nu numai beneficii, dar și necazuri, așa că noi trebuie să avem informația și discutând cu pacienții din federația noastră, majoritatea cazurilor de melanom sau non-melanom au fost descoperite tardiv. Această boală a făcut victime, chiar dacă se spune că e un cancer blând, dar tot cancer rămâne, așa că prezentarea la medic în timp util poate salva vieți și trebuie să înțeleagă fiecare cetățean că această boală a secolului nu doare, este asimptomatică. Când doare, este prea târziu, mult prea târziu, așa că orice leziune la nivel cutanat trebuie prezentată medicului și medicul va decide ce e de făcut în continuare. În ceea ce privește, domnule doctor Fotin, prezentarea la medic și acele banale investigații care trebuie făcute și la stomatolog și la medicul de familie, efectuarea acelui set de analize periodice, în cazul complicațiilor pielii sau în cazul în care vrem să prevenim complicații ale bolilor de piele, cât de des trebuie să ne prezentăm la medic și dacă nu o facem în cazul unor simptome despre care a vorbit domnul Cezar Irimia, care ar fi complicațiile care pot apărea? Cum bine a spus domnul Irimia, într-adevăr orice leziune apărută pe piele, cu atât mai mult dacă ea este dezvoltată pe părțile expuse soarelui, trebuie să ne gândim și să o asociem cu o posibilă leziune determinată de expunerea la soare. Și cum iarăși bine a spus, acum tehnologia ne poate oferi posibilitatea de a cere o opinie medicală, inclusiv la distanță, prin posibilitatea creată. Într-adevăr, datele existente, datele clinice arată că, din păcate, în România pacienții sau cele mai multe forme de neoplazie, fie că vorbim de melanom, fie că vorbim de cele de cancerele non-melanom, sunt depistate tardiv. Iar complicațiile despre care m-ați întrebat au legătură tocmai cu această adresabilitate, cu această adresabilitate tardivă și cu neglijarea bolii, pentru că, într-adevăr, în cancerele cutanate non-melanom, leziunile pot fi mutilante, se poate ajunge la pierderea urechii, a nasului, afectarea ochiului și nu mai vorbim de agresivitatea melanomului, dacă vorbim de el, care poate determina metastaze la distanță după perioade lungi de timp. Tratamentele, chiar dacă ele sunt existente și la îndemâna medicilor curanți, au și ele parte de complicațiile pe care le pot determina în administrare. De aceea este foarte important ca leziunile să fie descoperite în stadiu incipient. Sigur că există acum, cum spunea domnul Irimia, terapii biologice, imunoterapia, despre care noi am mai discutat în
emisiunile noastre, care într-adevăr asigură supraviețuire pe termen lung, asigură chiar transformarea conceptului de neoplazie într-o boală cronică, dar aceasta vine la pachet, sigur, și cu costuri, cu probleme de accesibilitate, cu reacțiile adverse secundare oricăror terapii. Prin urmare, prevenția este cea care... Prevenție la cât timp? Mai avem un minut la dispoziție. La cât timp ne sigur prezentăm la doctor? În funcție de antecedentele familiale, de gradul nostru de expunere, ne putem face o evaluare dacă suntem persoane care ne expunem la soare într-un mod corect sau mai puțin corect. Putem vorbi de un control anual la un medic dermatolog, dar importantă este autoevaluarea și sesizarea acestor leziuni care trebuie transmise sau, în fine, evaluate imediat. Mulțumesc tare mult, domnule doctor Fotin, ne revedem săptămâna viitoare pentru o nouă temă și o nouă dezbatere. Cezarii Rimia, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezența în emisiunea de astăzi. Le mulțumesc și telespectatorilor că au fost alături de noi. Sunt Aneta Sângiorzan și vă doresc să aveți o duminică excelentă în continuare la Fix Talk B1 cu Andreea Moraru. Numai bine!